afara misiunii. Bă, tâmpi! F***i, nu, taci! Taci din gură! Mamă, nu mai suport! Fiți atenți aici! Bă! Îți bați joc de mine! Doamne, cum stă părul? Vai, mamă! Vai, mamă, cum îmi stă părul! Oricum arăt ca dracu! Dă-mi și p***, că-i murdar tricou! Băi! Știu că s-a făcut aproape o lună, sau cred că deja s-a făcut o lună de când am mai postat. Și probabil cred că deja v-ați pierdut încrederea în mine. E o tradiție la mine pe canal în care să lipsesc maxim 4 luni. Dar de data asta chiar am vorbit serios. Au fost ceva probleme personale și s-au întâmplat destul de multe. Și după cum vedeți, sunt în altă cameră, bine, dar tot la mine la reședință, doar că sunt în altă cameră. Și după cum vedeți, în camera asta este netul, adică în camera asta e netul mai prost și de-aia folosesc și microfonul de la laptop și web-ul de la laptop, deci da, e posibil să fie așa mai low quality, dar eu sper că nu o să vă deranjeze și na, ignorați faptul că m-am tuns, știu și eu că arăt ca dracu, dar na, în acest episod vom face mai multe emisiuni de San Andreas și eu zic să continuăm, să nu mai stăm să o lungim atâta și na. Data trecută am terminat misiunile de la Big Smoke, doar că s-a cam întâmplat o prostioară, să zic așa. Am făcut eu o mică prostie și aș vrea să vă zic și vouă așa ce s-a întâmplat ca să vă dați seama de nivelul meu de prostie, doamne, dar mor de cald, nu-mi acot. Hai să vă explic ce am făcut. După cum vedeți, CJ e puțin schimbat, adică are și el o bandană. Că na, e gros street feminist până la urmă, doar că ce s-a întâmplat? După cum bine știți, noi aveam o salvare pe care am jucat și eu ca idiotul, nu știu ce dracu am făcut, dar când am dat să filmez, gen practic am rămas unde am rămas și data trecută, când a terminat misiunea de la Big Smoke, iar eu, nu mai știu, parcă săptămâna trecută sau acum vreo două sau trei săptămâni, am început să filmez episodul propriu zis de San Andreas. Și băi, eu am crezut că am pornit filmarea, dar la final, după ce am terminat să mă joc, nu să filmez, mă uit în laptop, văd că filmarea nu e. Și până la urmă nu aveam cum să mai dau înapoi, adică eu deja salvasem și eram destul de departe, adică, bine, nu terminasem misiunea din Los Santos, dar eram destul de departe în joc. Și am zis, da, că-mi bat, încep o salvare și joc până unde am rămas data trecută. Și după cum vedeți, suntem într-o altă proprietate, pentru că în acest episod vreau să facem misiune de la Ojidoc, de aici, de la acel rapper împuțit în devenire și am cumpărat o proprietate aici, ca la ăsta, misiunile, sunt foarte departe de Grove Street, adică vedeți și voi unde e Grove Street-ul și în al doilea rând poți să le faci la o anumită oră. Și na, ca să avem punctul de salvare aproape, că mi s-a întâmplat să-mi dea foarte multe crash-uri jocul ăsta. Așa că, na, acum suntem pregătiți să facem misiunile. Bun. Bă, de ce mă atacați? Am urmă de bate, man. Sunteți șmecheri, vreau să știu. Sunteți meșcheri, că nu sunteți. Bun. Am văzut că, în mod normal, la episoadele de San Andreas, facem de obicei vreo 10-15 like-uri. Dar vreau să facem ceva interesant. Putem la acest episod să facem 30 de like-uri? Dacă putem să te și mai tare. Chiar vreau să încercăm. Toată lumea să dea like, să vedem câte like-uri putem strânge. Eu aș vrea maxim 30 să strângem. Bun, haideți să-i dăm drumul cu prima misiune, care este o misiune destul de simplă. Ne uităm la cutscene, că suntem băieți cu buni. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? No, gangster, I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. Well, that's me, homie. That's me, OG Loc, baby. Oh, yeah, for sure. No, I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? It's OG Loc in the place. I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. For life. For life, homie. Taci din gură să nu te mai aud. Bun.
Misiunea asta, o motoretă, domn cu a. Misiunea asta e o misiune destul de simplă, adică trebuie să mergem pe plajă, să formăm o dubă de asta cu sunete. Și în mod normal trebuie să te duci la DJ-ul dubei și să dansezi cu el. Și o să vă arăt un trick cum să facem misiunea asta mai repede. Deci, haideți prima dată să vă arăt. Deci, prima dată, haideți să vă arăt ce se întâmplă. Ok, haideți prima dată să vă arăt ce se întâmplă dacă mergem la checkpoint. Okay. Deci vedeți aici, when you go to the beach party, go and talk to the DJ. Deci noi practic mergem să vorbim cu DJ-ul și trebuie să dansăm cu el, facem un anume scor și abia apoi putem să urcăm în dubă. Dar noi, pentru că suntem băieți deștepți, mergem frumos aici pe ponton. Dacă nu știați, aici este un teritoriu de la noi, gen de la Grove Street Friends. Și căutăm un membru de la noi, de la Grove Street. O să mi-am mie ceva să caut unul, dar o să găsesc un alt. Așa, haideți că am găsit aici niște membri. Iar noi nu o să ne trebuiască un membru. Ținem apăsat așa și îl vom lua. Așa că acum acest membru Grove Street o să vină cu noi. Da? Se va urca. Haideți că o să mă doară pe singura. Sper să explic cum trebuie, dacă nu aia sunt un loc. Așa că mergem acum la dubă. Ok. Mergem acum la dubă și vă arăt imediat ce trebuie să faceți. După cum am zis, în mod normal tu vii aici și vorbești cu DJ-ul. Doar că ce facem noi, mergem la dubă și după cum vedeți cu ea. Ok? Ei bine, noi o să spamăm full. Ok, spamăm până homie-ul se va urca în dubă. Bun, homie-ul s-a urcat și acum vom mai spama de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Și acum homie-ul, după cum vedeți, este blocat în mașină. Ne luăm puțin distanță, punem pe crouch, punem ținta, tragem în el, ușa după cum vedeți este deschisă, ne-am urcat, gata, am furat dubă. Adică, da, și acum ne atacă ăștia. Deci după cum vedeți, am furat dubă mult mai repede, adică în mod normal trebuie să stai, să dansezi cu DJ-ul și vă zic cât de sincer se poate că e cea mai obositoare misiune asta, adică e cea mai plictisitoare de fapt. Bun, haideți că am ajuns aici, unde trebuie să lăsăm duba, adică în garaj. Tic, duba asta are niște sisteme de sunet pentru ăsta, ca să... pentru rapperul nostru, ca să-și facă cariera în muzică. Deci noi practic îl ajutăm să-și facă cariera. Ok. Ia dă-și mie mașina asta, te rog frumos. Și mergem la următoarea misiune. Bun, haide să salvăm, pentru că avem aici o proprietate și na. Ne face viața mai ușoară decât să mergem în Grove Street, să salvăm, după aia să venim din Grove Street înapoi. E mult mai ușor aici. Bun, haideți că am salvat și acum vom merge înapoi la OG. Următoarea misiune o să fie mai mișto, într-adevăr. Următoarele două misiuni vor fi mai mișto. Și ultima... Bă, și ultima e mișto, dar e cam grea. Bun, punem înapoi la OG. Ne ducem, pardon. Mad Dog's Rhymes. Misiunea asta o să-mi placă. G-Lo call me, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through, open the place. You don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I... sucks. Damn. Mulțumesc, bro. Te zgrie pe creier. Eu trebuie pe CGI. Are umărul dislocat, CJ. Bro, are umărul dislocat. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? But, we'll have to think about something. Man, how about if I get somebody... What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Taci de-n gură! Nu mai suport. Mad Dog's rhyme book, from his home in the hen. Come on, man, I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. Dau scrip la cații, încă nu mai pot. Mă enervează ăsta cum vorbește-i. Ce enervant! Ok, misiunea asta, v-am zis, este mult mai mișto. Să mergem la casa unui rapper, ca să-i furăm cartea de rime pentru idiotul ăsta de OG Loc. Care e foarte enervant. Îmi pare rău să o zic, dar e foarte enervant.
aici se află un AK, dacă nu știați. Și îl vom lua pentru că e păcat de el. Chiar dacă nu avem noi weapon skill pe el sau chiar dacă nu folosim un AK-ul, noi l-am luat pentru că suntem șmecheri. Și haideți că am ajuns la Mad Dog. Mă rog, Mad Dog, dacă nu știați, e un rapper faimos în universul San Andreasului. Și noi practic îl sabotăm ca să-l ajutăm pe OG Loc. Deci practic în studioul lui Mad Dog este cartea lui de rime. Și trebuie să avem grijă la paznici. Și acum vom face stealth kill-uri. Adică ne punem în spatele lui și îl omorăm cu cuțitul. Ia uite, hop. Ca în filmele de acțiune. Ok, m-am speriat un pic, că nu l-am omorât. Deci trebuie să ne ascundem aici. Practic aici sunt umbre, după cum vedeți. Hop! Ok. Oh, no. Ok. L-avem pe ăsta. Bum. L-am cocoșat, băieți. Nu știu cum pot să-l iau după canapea, dar... Bro! Haide, vă vorbesc serios. Și gata, am luat cartea de rime. Acum trebuie să ne folosim skillurile de ninja. Ok. Come on, m-a văzut. Ok. Atunci hai să ne folosim skillurile de ninja. Nu m-a văzut fraierul. Bro, mamă câtă viață mai am. Ok, hai să nu ne mai jucăm. Hai să nu ne mai jucăm, să ne folosim uzi. Vă stați așa că eu nu mai am viață și mi-e frică. Stai că mă omoară ăștia. Opa, vine unul. Nu! Mamă, ok. Stai. Ăsta m-a luat clean. Bun, luăm bicicleta și am fugit. Hop! Ușor, bă! Mamă, că... Am crezut că am murit. Ok, hai să avem grijă totuși. Ok, deja îmi pâlpâie viața și nu e bine. Trebuie să avem grijă. What you wanted, Holmes? You ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Yeah, mama, trebuie repede să mergem să salvăm, că nu e de bine. Băi, stai că ăsta pe mine. Putem să facem kill-uri cuțitul și în afara misiunii. Bă, tâmpi. Moti. Sandy. Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. We need to talk, pe dracu. E aici. Mă rog, nu o facem, că n-am chef. Vă zic că de sincer, poate n-am chef. Dar nu se poate. Acum mi-am pierdut toate armele. Hai, poate fac eu rost de arme dacă e. Ia că dau peste idioții ăștia. Au ei arme. Ia dă-mi și mie armele tale. Hai că am făcut și noi rost de arme. Te rog frumos să mă lași, da? Așa. Și asta este... Nu, e penultima misiune la OG Loc. Ok. Management issues. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loke, is he available for communication? Communication? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. Touch. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always wanna keep a nigga down. Dude, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm wet. Ăsta artist? Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a... Stai de-n gură să nu te mai aud. Ok, misiunea asta e... Într-adevăr interesantă. Bun, deci misiunea asta e o misiune mai mișto, e o misiune mai specială. Pentru că mergem să furăm mașina unui membru staff de-a lui Mad Dog. Mergem la o ceremonie. Și o să îl aruncăm, gen, practic managerul se va urca în mașina noastră.
Iar apoi o să mergem și o să-l aruncăm în apă, în mare. Opa. Good looking. I'm gonna see if I can catch up with. Bă, stai așa, stai că te să-l prind. Easy. A, dar stai că am uitat că nu trebuie să ciocnim mașina. Că dacă am ciocnit-o, nu putem să mergem. E bine că avem un pain spray aici și nu. Deci noi practic ne prefacem că suntem un staff de ăstea de-a lui Mad Dog. Știți? Deci noi practic îl omorâm pe managerul lui Mad Dog. Ok, și trebuie să facem o parcare laterală. Bro, hai cu parcarea laterală. Este, mă! Mamă, ce bun sunt! Jesus Christ! Deci noi practic ne dăm drept de ăștia șoferi de-a lui Mad Dog. Și acum s-a urcat. Să vedeți aici fază ca în filmele cu James Bond. Not today, asshole. Aha. Și acum îl aruncăm în lac. În lac, doamne, mare. Dați-vă. Doamne, dar țipa asta îmi sparge urechile. Fiți atenți aici. Miau. Bă! Îți bați joc de mine! Morții tăi de joc! Am enervat simt că nu l-am aruncat cum trebuie. Dar oricum de data asta nu mai dă. L-arunc la maxim, l-arunc. Deci îi dau la maxim, arunc și eu. Ești nebun? Bun, de data asta. Hai, dă-te-n b***a mea. Mamă, CJ, stai, bă. Bă, dacă sunt și CJ. Bro. Dacă sunt și CJ. A, las, că e ok, n-are nimic. Care dacă nu mă înș... da, am uitat, e decât un cutscene, o să vedeți, nu e... Nu-i nimic ca o, adică nu e o misiune, e... Doar un cutscene, hai că trag și... Bă, nu mai trageți unul după mine, sunteți nesimțiți? O să vă arăt imediat, stați puțin. Dați așa, o să vedeți. L-au dat afară! Bitch! Hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'm going to slide back over to Grove Street and get those sad bastards fantastic. All right, so what you want me to do? I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families like Moses. Nu mai tași din gură, că mă doare capul. Da, deci, și avem, da, ok, și avem ultima misiune de la OG Lock în Grove Street. În Grove Street e o petrecere, dar nu mergem să o facem. Vom face misiunea de la Crash, de la Temple. Și poate la final facem misiunea cu OG. Hai că mă nervez. Radio off. Bă, măcar am terminat cu misiunea de la OG Lock, adică, mă rog, mai avem pe aia așa, e, dar zic așa. Bun, hai să vedem. Burning hey, Desire. Carl Johnson, CJ. Come on over here, son. După cum am zis, ăștia sunt niște polițiști corupți și o să ne pună să lucrăm pentru ei. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by.
Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Hmm. We own you. You're ours. Somewhere is boy. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. Nah. You understand? Bro, se cred atât de superior încât... Time to go to work, CJ, and earn your freedom. Încât cred că... There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like you. We don't like him and he don't like us. Da, ăștia se cred superiori. Și cred că poate să ne facă orice, dar nu poate să ne facă nimic. Bine, de fapt, nu, povestea e foarte simplă, adică practic ăștia l-au omorât înainte să vină CJ în Los Santos. Au omorât un polițist de-al lor și dacă CJ nu face ce zic ei, o să-l acuze pe el că l-a omorât pe polițistul ăla. Adică e puțin mai complicat povestea, dar o să aflăm pe parcurs oricum ce se întâmplă. Și da, hai că am luat molotovul. Hai că am dat peste vreo 3 persoane. Da, e ok. Și o să se întâmple ceva special în misiunea asta. Dar nu vă zic, nu vă dau spoiler. Torch the house. Bun, deci trebuie să dăm foc la această casă. Și după... Oh, am un shotgun! Dar cum dăm foc la această casă? Foarte simplu, facem așa. Up in flames! Hopa, hopa, hopa! Acum facem așa. Facem așa. Da, nu știam. Ok, hai că am ratat. Și ultima. Bun. Acum o să ardă casa. Așa. Oh! Oh! Ce ai făcut, mă? Un CJ trebuie să o salveze. Ca un erou adevărat ce... Oleu. Pe aici e un... Oh, stai că era să iau foc. Pe aici e un extintor, dacă nu înșel. Da. Am luat. Take the fire extinguisher upstairs. Bun. Ce focul? Haide, CJ, vorbește. Oh, God, I'm so scared! Vorbește cu ea, CJ. Mamă! Hurry up, put it out! Put it out! Mamă, să vedeți că o să vorbească asta în continuu. Haide, mergi. Opa. Put out that fire, quickly, quickly! Mă enervează! Îmi place că, gen, tot eu am dat foc la clădirea asta și tot eu îi dau cu extintorul, știi? Haide! Sărac. Oleu, tatașcă în gură! Deci mereu mi-a plăcut faza asta de când mă joc eu San Andreas. Deci fiți atenți. Hey man, I owe you my life. Bine, CJ! I was nearly bravo, bă! Îl cunoaște pe CJ. I just needed to get away from shit. Da, băi, vezi. După cum vedeți, CJ și-a făcut și el o prietenă. Aia zic. Aia zic, mă băieți, mă. Mai avem misiune la Crash și la OG. Hai să facem la OG dacă tot suntem în Lost Street. Ok, fac eu așa. Cine mă mai sună, mă? What's up, sweet? We got a problem. Sună sweet? The fuck-ass bass-head fool has been slanging to his grown brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Ah, vin și la Sweet. Păi nu știu, mai facem la OG și la Sweet? Sau le mai facem? Nu, hai să mai facem la OG și la Sweet. Dar prima dată ne pregătim de misiunea finală de la OG Log, care este destul de grea, vă zic de acum. O să-mi trebuiască o armură, dar... De fapt, cred că știu unde ar fi o armură, dar... Hai, CJ, sari. Bun. Vă arăt o schemă. Mă rog, asta v-am arătat din... Ziceam că asta v-am arătat din primul episod. Așa, ușor. Luăm Tech 9-ul ăsta. Haide, frate! Așa. După aia mergem și luăm pistolul ăsta. Și ne ducem aici și o să luăm un Uzi, adică îl luăm din nou. Oricum astea bine am arătat din primul episod, dar ce nu v-am arătat în primul episod, imediat vă arăt acum, e că pe aici pe undeva poți să găsiști o armură și dacă nu înșel cred că e pe acolo. Da, uitați-o, ce v-am zis. Bun, și acum puteți merge să facem misiunea, liniștiți.
cine mă mai sună, mă? Hey, CJ, bro, what up? Dă-te în căcat, că nu vreau. M-a săturat de el. M-a săturat să iau vocea. Bun. Yeah, yeah, yeah. House party. Mamă, mă doare capul. Rider! Plecați de aici, tași de-n gură, tași de-n gură! Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stop it out, man. Relax, man. Okay. Să vedeți ce se întâmplă. Hey! A baller's posse is about to run up. Papa. We're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. It's Grove Street. It's Grove Street. Hai că vin bala și acum și ne căpăcesc, dar yeah, man, back up. Îi batem noi. Okay, get some cars, block the road. Rest of y'all get heated. Okay, și începe bubuiala. Pick your positions. Car, get some cops. Double the food. Bă, cine asta mi-a dat ceva botei de cap în o prima oară? Pentru că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți balași și nu știam în ce poziție să stau. Na. Și cred că mi-au luat vreo 10 încercări să o fac. Am dat restart de 10 ori. Dar acum pentru că am skill, știu să o fac. Opa, pe pod. Să avem viața full, că dacă nu, am belit-o. Ai nevoie de armură. Ok, văd că mă descurc. Dar nu o să vină doar de aici, o să vedeți. O să vină și din tufișul ăsta. Să nu l-am mărtosuit. Gau, dar ce v-am zis? Ce m-a chinuit prima... Bă, ce îmi dădeau bătăi de cap ăștia, că se ascundeau aici după tufiș. Și ai mă, că misiune ușoară asta. Și eu ziceam că e misiune grea. Ce a fost, că e misiune foarte ușoară. Bă, mă, stai că trăgeam homie. Dă-ți mă la o parte. Gata, asta a fost misiunea. Grove this king? Man, grow I this king? Yeah, for sure. Looking cock diesel, man. Yeah, I lift weights cause I feel all empty inside. Cea mai simplă misiune, mă jur. E o misiune tot așa simplă. Mergem să cucerim un teritoriu de la Balas. Doberman. Deblocăm ammunition. Da, uite. Ok. Da, și trebuie să luăm teritoriul ăsta. Ok, trebuie să ne luăm ceva de la ammunition. Bun. All virtually legal and above board. Ce, avem... puteți să ne luăm un SMG. Dar cred că n-avem bani. 2000? Vorbesc serios? Atunci hai să ne luăm armură. Ce armură? 300? Take it, hold it, love it. Bro, costă mai mult grenadele decât armură? Economie de nota 10, mă. Ce ai? Și acum trebuie să-i atacăm pe ăștia ca să începem un game board. Foarte simplu, nu? Exact. Bun. Hai mă să vă băgăm aici. Bă, ăștia au pus cu butele. Ia dă-și mie buta. Dă-și mie buta, că vă cu buta peste cap. E, dar e ușor acum, că e doar o misiune. Dar să vedeți cum e când vrei să iei un teritoriu, gen. Că nu ești într-o misiune. E, chiar e enervant, e destul de greu, adică. Ok, uite de-așa acolo. Uite de-așa acolo. Ok. Și... Gata, și l-am luat. Simplu, nu? Acum ăsta este teritoriul nostru. Tenpenny, set me up! Nu l-am omorât pe ăsta. Stai așa. Opa. Stai că l-omor imediat. Aia a fost.
left him at home, CJ. Bring it on, dickweed.